Multă pace și binecuvântare de la Domnul, o după-amiază plăcută cu ajutorul Lui este ceea ce vă doresc, împreună cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne inspire și să ne ajute în parcurgerea acestui studiu. Este intitulat Rădăcinile adevăratei frățietăți. Vom vorbi despre ce înseamnă această legătură de frățietate, dar mai mult decât atât vom vorbi despre ce stă la baza ei, ceea ce o condiționează, ceea ce face să fie posibilă rădăcinile ei, rădăcinile adevăratei frățietăți. Desigur, când suntem frați de trup, înseamnă că avem cel puțin mama sau tata comun, nu? Suntem părtași la același sânge, cumva. Așa cum spune Evrei 2:14, copiii sunt părtași cărnii și sângelui, se împărtășesc de la, nu, carnea părinților lor, genetic, au ceva comun cu părinții lor, nu? Lucrul acesta cumva îi face frați, da? Frați de sânge sau frați de trup, nu? Problema este că legătura trupească nici ea nu este garanția unei relații deosebite, unei relații strânse, unei relații iubitoare. Din contră, deseori, frații se vrăjmășesc. Frații se dușmănesc, nu? Își fac rău sau nu vorbesc ani de zile împreună unul cu altul. Istoria biblică ne descoperă că de când au ieșit din paradis, ne aducem aminte de Cain a zis fratelui său, Abel, haide să mergem la câmp. Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său. Interesantă exprimarea, s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Citim despre frații lui Iosif care când l-au văzut, vă aduceți aminte, uite vine făuritorul de vise, haide să-l omorâm, îl vom arunca într-o groapă, vom spune că o fiară l-a mâncat. Citim despre Esau că a prins ură pe Iacov, da? Geneza 27:41, și și-a pus de gând că în momentul când tatăl său va muri să-l omoare, nu? Citim în Mica 7:6 că și fiul bajocorește pe tatăl. Fata se scoală împotriva mamei ei și nora împotriva soacrei sale, vrăjmașii omului sunt cei din casa lui. Deci legătura de sânge, observăm că nu e nici de cum o garanție pentru relații foarte strânse, foarte bune. Da? Dar cum ar putea să fie înfrățiți oameni străini unul de altul, cu temperamente diferite, cu educații, cu proveniențe diferite. Ce legătură îi poate uni atât de strâns? Pentru că vedem că legătura de trup nici de cum nu-i garanția că există o unitate strânsă. Ce mecanisme pot să intervină pentru a depăși cu mult legătura de sânge? Dacă frații de trup se vrăjmășesc și nu se înțeleg, cum se pot înțelege niște străini? Nu? Adevărata frățietate este un miracol al lui Dumnezeu. Este o minune de proveniență divină. Este lucrarea lui Dumnezeu realizată în mai mulți oameni. E lucrarea lui, tocmai de aceea se deosebește cu mult decât ceea ce pot face oamenii. În realitate, această frățietate adevărată nu poate să fie produsă de oameni. Nu poate să fie realizată în și de oameni firești, nenăscuți din nou, care nu sunt călăuziți de Dumnezeu. Este un miracol pe care Dumnezeu îl realizează în oamenii care se lasă modelați de El. Aș vrea să vorbim despre o părtășie mult mai înaltă, aș putea spune incomparabil mai înaltă, decât părtășia la carne și la sânge, părtășia fizică pe care o ai cu un frate de corp. Este vorba de părtășia la același Duh. După cum Duhul e incomparabil mai important decât fizicul, decât trupul, părtășia la același Duh este incomparabil mai strânsă, mai puternică, care surclasează cu mult legătura frățească, legătura de trup. Să ai același Duh cu cineva. Părtași la același Duh. În realitate, biserica, adevărata biserica lui Dumnezeu, acum nu vorbesc de cei care împrumută numele, noi suntem biserica lui Dumnezeu, vorbesc de ceea ce Dumnezeu spune că este biserica lui. E compusă din oameni născuți din nou. Născuți din Dumnezeu, având cu toții, toți membrii acestei biserici au Duhul lui Dumnezeu în ei.
În felul acesta ei sunt făcuți, au o legătură de rudenie directă cu Dumnezeu, o legătură de Duh. În Ioan 1 cu 12 și 13 citim, dar tuturor celor ce l-au primit pe Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. King James spune, le-a dat putere să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Am fost cu toții născuți din părinți fizici, nu? Pe calea obișnuită pe care se nasc copiii, nu? Și avem o legătură de sânge. Copiii sunt părtași cărnii și sângelui. Aici este vorba de o altă naștere prin care devenim alți oameni cu altă identitate, născuți din Dumnezeu. Având o legătură directă, spiritul Tatălui nostru ceresc este legătura. Iar cei din adevărata biserică toți sunt născuți din nou, nu? Pentru că altfel n-ar putea să fie frați, altfel ar fi dușmani, ar fi ceva atât de contrariu între ei. În psalmul 87 cu 3, un psalm extraordinar, să-l citiți cu atenție, vă rog, este un psalm despre biserica lui Dumnezeu, adevărata biserică. Lucruri pline de slavă au fost puse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu mai este numită Sion. Nu? Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei care mă cunosc. Iată țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el. Și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Observați, lucruri pline de slave sunt scrise despre biserica lui Dumnezeu. Ce este important este că toți cei care sunt numărați ca mântuiți s-au născut în Sion. Nu poți pătrunde în altfel în cetatea lui Dumnezeu decât prin nașterea din nou. Adică nu poți să fii nu băgat pe pile. Nu poți să fii introdus cumva să, într-o formă subtilă să intri acolo. Nu poți pe baza nașterii firești, pe baza lucrurilor care le-ai făcut, pe baza unor merite personale. Nu se poate ajunge acolo în altfel decât să te naști acolo în împărăția lui Dumnezeu. Să te naști din Dumnezeu. Ni se spune că toți s-au născut acolo și toate izvoarele mele sunt în tine. Da? De acolo curge izvorul din inima Tatălui Ceresc, de la tronul lui Dumnezeu, curge același izvor, Spiritul Său, către toți cei care sunt în Sion. Apostolul Pavel, vorbind despre biserica lui Dumnezeu, comparând-o cu un trup, cu organismul uman, cu mai multe mădulare, citim 1 Corinteni 12 cu 12, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare sau organe, și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Aici vorbește de botezul cu Duhul, nu vorbește de botezul cu apă. Este ceva mai important, da? Am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Am băut din același izvor, nu? Și suntem botezați de un singur Duh, scufundați în Duhul lui Dumnezeu. Asta făcea din noi trupul lui Hristos. Asta făcea din noi biserica adevărată. Restul sunt doar pretenții de șarte care întotdeauna sunt demolate, date pe față, ca fiind nefondate prin practică și realitate. Când ești născut din Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că oamenii au același Duh al lui Dumnezeu. Da? Și asta este o legătură mult mai strânsă decât orice alt tip de legătură. Fiecare suntem părtași la Duhul lui Dumnezeu. Avem același Duh, Duhul Tatălui nostru ceresc. Iată ce spunea Pavel, la 2 Corinteni 12 cu 18. Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? Măcar că era Pavel sau dacă era Timotei sau dacă erau Tit,
Pavel spunea că noi mergem pe aceleași urme. De ce? Pentru că suntem călăuziți, n-am avut noi același duh. Fie că eram eu, fie că era el, era aceeași minte care ne conducea, același duh care ne conducea. În felul acesta se putea realiza și se putea vedea o lucrare foarte armonioasă. Nu era o lucrare schismatică. De ce? Pentru că același duh conducea oamenii. Aveau același duh și asta îi lega împreună într-o armonie și o unitate extraordinară. A doua Corinteni 8:16, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Deci observăm același duh, aceleași urme, pe aceleași urme, care erau urmele pe care mergeau toți? Pavel, chiar când spunea călcați pe urmele mele, spunea, pentru că și eu cal pe urmele lui Hristos, în realitate mergem după aceleași urme și aceste urme care le-a făcut, acest drum, cale pe care a consacrat-o Hristos. Nu? Aceeași râvnă pentru voi, același duh, tocmai de aceea ducea la o unitate, la o frățietate extraordinară. Iar fără același duh, nu se poate realiza absolut nimic. Sunt oameni care au un alt duh, adică sunt duhuri contrare, putem spune, care creează o contrarietate, o opoziție, nu? Iar aceasta este cea mai mare piedică în calea unei adevărate frățietăți. Chiar dacă ai vrea să fii frate, chiar dacă ți-ai pune în gând, dar asta ar fi tot o lipsă de discernământ, dar să zicem că ai vrea ca să fii frate cu cineva care are un alt duh, nu s-ar putea ajunge la așa ceva. De ce? Pentru că în esența noastră, duhul fiind esența vieții omului, suntem diferiți, suntem la poluri opuse. Nu se poate realiza nimic. Citim o experiență frumoasă în Scriptură, într-un moment crucial în istoria poporului Israel, când trebuiau să ajungă în Canaan, în țara promisă, fuseseră luați cu braț puternic din Egipt, scoși de acolo. Pe parcursul căii tot murmuraseră și avuseseră probleme, iar acum ajunseseră chiar la granițele țării făgăduite. Ei bine, știm că s-au întors acolo două grupe de oameni, măcar că au fost trimiși o echipă de 12 iscoditori, două grupe de oameni s-au întors. Ei, oamenii aceștia, măcar că au fost, erau din același popor. Fuseseră trimis cu aceeași misiune, ai putea să spui că erau o unitate, un grup compact. Totuși erau diferiți în esență. Ce-i diferenția? Ce-i făcea diferiți? În numărul 14:3 încep să plângă, să strige că nu o să poată să ajungă în Canaan, în țara promisă. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Ascultați mesajul. Mesajul pornea din duhul lor, nu? Pornea din inima lor. Nu este mai bine să ne întoarcem în Egipt, pentru că și astăzi, să știți, există oameni care exact același lucru cred și exact același lucru îl fac. Și dintre cei care iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele și au vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim, o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin, Domnul e cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucide cu pietre când slava lui Dumnezeu a apărut. Și Dumnezeu a răspuns. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ore acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat-o părinților lor că le voi da, și anume toți cei care m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îi vă face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Observați, era vorba de niște duhuri contrare. Erau în aceeași organizație, să-i zicem,
se numea Israel. Oameni care văzuseră, avuseseră șansa să vadă minunea lui Dumnezeu și totuși nu era o unitate. Erau foarte diferiți. Nu? Erau un număr foarte mare, grosul, mulțimii cu cei 10 iscoditori, a căror duh era un duh de opoziție față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le spusese niște cuvinte, nu? Le făcuse o făgăduință. Iar Caleb și Iosua aveau un alt duh, așa spune Dumnezeu. A fost însuflețit Caleb de un alt duh. A vrut Caleb ca să fie împreună cu ei. Ea a implorat, nu vă răzvrătiți, hai să mergem cu toții. Problema că era ceva contrar în ei, care făcea imposibilă frățietatea. Unul era animat, Caleb și Iosua și alții, de un duh al credinței, un duh de supunere față de Dumnezeu, un duh de iubire față de adevăr, iar ceilalți erau de un duh de necredință, de nemulțumire și opoziție față de cuvântul lui Dumnezeu. Erau toți în aceeași organizație. Dar era ceva în esență care îi separa și care nu putea uni. Tocmai de aceea, măcar că Iosua și Caleb au pledat pentru trezirea lor și să nu se răzvrătească, celălalt grup masiv au dorit să-i omoare cu pietre. Observați, cum ar putea să existe o frățietate când există o separare în esență, în duhul nostru? Înțelegeți? Putem să fim în aceeași biserică, ne putem pune în aceeași cameră, dar e posibil să avem duhuri contrare. Iar acele, unirea, dacă nu se realizează în duh, atunci nu avem nimic comun. Și dacă am fi frați, tot legătura de sânge nu ne-ar ține. Dar dacă nu avem legătura în duh, atunci doar suntem niște străini, care nu avem niciun liant care să ne lege. De aceea, acesta este secretul pentru care în biserici nu există unitate. Și există mai multă luptă, pismă, luptă pentru supremație, vorbiri de rău, vrăjmășii, invidii și așa mai departe. În realitate, oamenii nu se împărtășesc de Duhul lui Dumnezeu. Nu au un duh de credință care să-i unească. Și e posibil să ai anumite prejudecăți cu privire la alți oameni. E o slăbiciune, avea prejudecăți, deschid o paranteză, nu ar trebui să avem prejudecăți față de oameni. Să te gândești că nu are cum să fie cineva de acolo, pe aceeași lungime de unde cu tine. Dar să descoperi, într-un timp destul de scurt, că sunt părtași la același duh ca și tine. Așa că ar trebui să lăsăm la o parte prejudecățile și să ne bucurăm sincer de adevărații frați. Sunt frați pe care nu-i creem noi. Sunt frați care se nasc datorită aceluiași duh pe care îl primim și noi și ei de la Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat când apostolul Petru la Ierusalim a fost chemat providențial, în ciuda prejudecăților lui, știți, a avut acele viziuni și a fost chemat în casa lui Corneliu. Nu, prejudecățile lui de evreu, învățătura pe care o avusese el timp îndelungat este să nu ai de-a face cu neamurile. Nu, dacă evreu, unul fratele tău bun, este de aici, dintre evrei, nu sunt dintre neamuri. Neamurile erai învățat să le privești cu suspiciune, mă rog, puteai face afaceri cu ei, dar nu puteau să fie frații tăi. Nu? Deseori se întâlneau la afaceri, dar nu puteau, îi considerau câinii, îi considerau nemântuiți, îi considerau. Tot la fel și astăzi e posibil să ne gândim, vai, dar din nu știu de unde provine omul ăsta, sau și să te gândești că nu este, n-are cum să fie fratele tău. Când s-a întors la Ierusalim, a fost mustrat Petru de frații de acolo, care erau și ei părtași la aceleași prejudecăți. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei netăiați împrejur, fapte 11 cu 2, și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Adevărat că nu erau tăiați împrejur, nu aveau ceremonialul tăierii împrejur, în schimb aveau altceva. Și el, apostolul Petru, bineînțeles, le explică cum Dumnezeu i-a dat o viziune, cum nu numai lui a dat o viziune, a dat viziunea și lui Corneliu, cum s-a dus. El ne istorisește cum a văzut în casa lui un înger stând înaintea lui și zicându-i trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și vă aduceți aminte câtă deschidere au. Ba ei au invocat, spune-ne ce ai din partea lui Dumnezeu, că noi aici suntem să ascultăm. Ca un burete au absorbit cuvântul lui Dumnezeu. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început.
același duh care venise peste apostol, în același duh care venise peste Corneliu și casa lui. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Bună întrebare! Și în felul acesta Petru își descopere ce? O mulțime de frați sinceri, de unde nu se aștepta. Dar ce l-a făcut frate cu oamenii aceia care erau, chiar nu te așteptai de acolo, un roman și casa lui? Romanii știți că proveneau din imperiul ăla nenorocii care călcase în picioare toată lumea și pe care Satan îl folosise pentru robirea lumii, nu? Fiara aceea nespus de înspăimântătoare, a patra fiară descrisă de Daniel, nu? Și de acolo vine un om care este frate. De ce era frate deodată, s-a trezit frate cu Petru? De faptul că avea același duh, primis același duh de la Dumnezeu, pe baza aceleași credințe, aceleași convingeri asupra cuvântului lui Dumnezeu, primise cuvântul lui Dumnezeu, da? Și datorită credinței în cuvântul lui Dumnezeu, primise același spirit. Lucrul acesta i-a înfrățit în 5 minute. Înțelegeți? Iar cu alții te poți lupta luni și ani de zile fără să ajungi niciodată la o relație strânsă, pentru că există o barieră uriașă, duhuri contrare. Unii au Duhul lui Dumnezeu, alții au un alt duh. Și lucrurile acestea chiar că nu se pot împăca. Numai nemintoșia noastră ne poate duce la încercarea disperată ca să împeci pe Hristos cu Satana. Nu se poate lucrul acesta. În fapte 4:31 citim din nou care este baza adevăratei frățietăți în forma ei cea mai dulce, cea mai frumoasă. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Observați asocierea, umplus de Duhul Sfânt, umplus de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deseori oamenii vor să separe Duhul lui Dumnezeu de cuvântul său, dar acesta nu poate fi separat. Mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet. Crezuseră adevărul, crezuseră Evanghelia, primiseră, se puseseră un plus de Duhul Sfânt și era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. În Psalmul 133:1 citim: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Cei care au avut experiență teribilă în biserici de lupte și apăsări, aproape că nu-și dau seama cum este chestia asta. Ce vrea să spună versetul acesta? Iată ce plăcut și ce dulce, pentru că experiența pe care o știu eu este experiența care din Galatia, de care vorbea apostolul, vă aduceți aminte, apostolul Pavel, dacă o să vă, nu? Tot învrășbiți și o să vă mâncați unul pe altul, aveți de grijă ca să nu vă nimiciți unul pe altul, așa le spune. Ajunseseră atât de ostili unul față de altul, încât Pavel a spus: aveți grijă că o să mai încă un pic și vă nimiciți, vă distrugeți, vă omorâți unul pe altul. Iată ce plăcut și ce dulce este ca frații să locuiască împreună. Cum este? E ca un delemn de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Aron era marele preot, nu? Se coboară pe marginea veșmintelor lui. E ca roa Hermonului. Hermonul era un nume pentru Sion, pentru Ierusalim, Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă bine, Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Cu ce asemănă dulceața frățietății? Cu ce este asemănată? Un delemn de mare preț care e din belșug turnat pe cap și se scurge până pe marginea veșmintelor, nu? Caracterului. Veșmintele reprezentând un simbol pentru haina neprihănirii, este un simbol pentru caracter, nu? Turnat pe cap. Deci cum e posibil ca frații să ajungă la o dulceață în relații? Ce stă la bază? Care e rădăcina lucrului? E ca un delemn de mare preț. În realitate ce este? Tot s-a umplut de Duhul Sfânt? Nu? Era o inimă și un suflet datorită acestui lucru. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, avea o tată de obște, niciunul nu ducea lipsă de ceva. De ce s-a ajuns să aici? Pentru că era un plus de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că le curgea un delemn care e un simbol al Spiritului Dumnezeu.
le curgea pe cap și se revărsa pe toate hainele, pe toate manifestările caracterului. În realitate, manifestările dulci în relația frățească, că e vorba de compasiune, de bună înțelegere, de bunătate, de milă, de empatie, de ajutor reciproc, nu? De împreună simțire. Sunt manifestări ale lui Dumnezeu în oameni. Manifestările spiritului lui. Ai mai mult spirit din Dumnezeu în tine? Sunt mai multe posibile manifestări ale dulceții relațiilor cu oamenii. De aceea, prieteni, înainte ca să avem părtășie frățească, este părtășia cu Dumnezeu. 1 Ioan 1:1, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Vorbea de Hristos, viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, să fiți în împărtășire, în comuniune cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Era o împărtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos, iar dacă vrem să avem părtășie, trebuie să ai și tu părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și oricine are părtășie reală cu Dumnezeu, va avea părtășie reală cu alți oameni care au la rândul lor părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Fără această părtășie cu Dumnezeu și cu Fiul Său Iisus Hristos, fără această relație și legătură strânsă, nu poate să fie posibilă părtășia frățească. Dacă eu am relație cu Dumnezeu și mă apropii de Dumnezeu mai mult, voi fi părtaș mai mult de Spiritul Său. Iar acest Spirit mă face candidat și potrivit pentru ca să am o relație dulce și strânsă cu alți oameni care au același Spirit și aceeași căutare. Apropiindu-ne de centru. Deci trebuie să lăsăm la o parte legalista căutarea unității prin faptul că strigăm, hai să fim uniți, hai să fim frați mai buni. Nu că e rău în sine, nu cum sună chestia asta, doar că e imposibilă. Nu trebuie să te chinuiești să iubești, hai să mă iubesc mai mult pe ăla. Încă nu așa se face. Ăștia sunt doar concepte legaliste care le aveau și evrei și care n-au ajuns niciodată la adevărata frățietate, nici la adevărata împlinire a legii. Hai să ne apropiem sincer de Dumnezeu. Credeți că un pom se forțează să producă fructe, roade? Nu, el produce natural. De ce produce natural? E de soiul acela. Ce-l face să producă? Are o rădăcină care îi împinge seva, apar frunzele, apar florile și rodește în mod natural. Dacă îi desprinde, îi tăia rădăcina, s-a ruscat și el însuși și frunzele și n-ar mai produce roadă. Ceea ce ne trebuie este părtășia cu Dumnezeu. Împărtășirea cu Dumnezeu va face o transformare în viața noastră exact ceea ce este necesar pentru în relația cu oamenii să apară acea dulceață și frumusețe. De ce? A 2 Corinteni 5:14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea lui ne strânge sau chiar ne constrânge. Aș vrea să citesc în 1 Ioan capitolul 1, versetul 5 până la 7. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină. Și în el nu e întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Observați, dacă umblăm în lumină, vom avea și părtășie unii cu alții, cu cei care, bineînțeles, umblă în aceeași lumină, care vor și ei lumina. Observați, 1 Corinteni 10:17, mai citesc un verset și tragem concluzia. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, face referire la simbolistica cinei Domnului. Având în vedere că e o pâine din care se frânge la toți, nu? Și toți mănâncă din ea, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine.
Vă aduceți aminte, spunea Pavel, n-am avut noi același duh, n-am avut noi aceeași râvnă. Acum se spune, nu mâncăm noi aceeași pâine. Știți că nu se face referire la mâncarea unei pâini fizice, este doar simbolistica care ne spune că ne hrănim cu toții din același cuvânt al lui Dumnezeu, care ne constituie mintea, ne formează caracterul, ne îndrumă viața, da? Părtășia se naște când oamenii umblă în lumina cuvântului Dumnezeu, când iubesc adevărul, când se supun cuvântului Dumnezeu. Adevărul este ceea ce îi leagă, îi înfrățește, îi unește. Dacă pierdem dragostea pentru lumină și adevăr, pierdem totodată și liantul care ne face frați. Noi nu avem alte legături care să ne țină decât dragostea pentru Dumnezeu și pentru adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu din care ne hrănim cu toții ne constituie și ne formează împreună frați. În realitate, cuvântul, adevărul ne unește și să știți că tot cuvântul ne desparte atunci când îl mai crede. În fapte 2:42 este atmosfera de la Rusalia, atmosfera primei comunități care a fost foarte unită, plină de iubire. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și așa mai departe. Observați conexiunea. Stăruiau în învățătura apostolilor, adevărata Evanghelie, și în legătura frățească. Credeți că le-am putea separa, le-am putea izola și să poată să producă aceeași atmosferă dulceața relațiilor de atunci? Nu, nici de cum. Avem nevoie să stăruim în cuvântul lui Dumnezeu, să umblăm în lumină și vom avea părtășie unii cu alții. Ne desprindem adevăr, ne desprindem de singura posibilitate care ne-ar putea lega împreună. Ioan 6:60, mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Observați, sunt oameni care se ridică împotriva învățăturii lui Hristos. Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii aceea, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire. Versetul 64, dar sunt unii dintre voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Din clipa aceea, versetul 66, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Observați, cuvântul i-a unit, cuvântul i-a separat. Cei care au crezut cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu au ajuns să umble cu el, să fie într-o unitate strânsă. Iisus chiar a invitat și pe ceilalți ucenici, voi nu vreți să plecați. Dar ce-i ținea legat? Ați văzut, tu ai cuvintele vieții veșnice. Adevărul ne leagă de tine, nu? Și au fost legați intim prin această credință în adevăr. Cei care n-au crezut, cine poate să suporte învățătura aceasta? S-au separat și n-au mai putut umbla împreună. Adevărul unește, adevărul desparte când nu mai este crezut, da? Este cel mai puternic liant adevărul, să știți. Duhul lui Dumnezeu, în realitate, nu putem să-l avem fără ca să acceptăm adevărul, pentru că Duhul lui Dumnezeu este numit Duhul adevărului. Da? Nu e un duh al minciunii. În momentul când te împotrivești adevărului, te împotrivești Duhului lui Dumnezeu. Acea împotrivire este denotă, este manifestarea unui duh de împotrivire, unui duh de rătăcire, unui duh contrar Duhului Dumnezeu, care este Duhul adevărului. Când primești Duhul adevărului, ai iubire pentru adevăr și stai în adevăr. Și rezonez cu adevărul. Așa cum spunea a 2 Corinteni 11:4, într-adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, observați, vine tot de la propovăduire, de la cuvânt, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îngăduiți de bine? Observați, o altă predicare implica să primești și ce? Altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, primeai un alt duh. Care e un alt duh? Singurul alt duh care există în afara Duhului Dumnezeu este Duhul lui Satana. Un duh, Duhul lui Antichrist, duh de împotrivire, da? 1 Ioan 4:6, noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu
este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Nu-i cum să cunoști inima omului. Nu știi cât de sincer este sau nesincer. Nu-i cunoști subtilitățile vieții lui. Dar poți cunoaște prin faptul că se opune adevărului curat, că nu-i din Dumnezeu. De ce, dacă ar fi din Dumnezeu, ar adera la cuvântul lui Dumnezeu, s-ar bucura de cuvântul lui Dumnezeu? Cine nu se bucură de cuvântul lui Dumnezeu, nu există decât o stăpânire a unui alt duh care se împotrivește întotdeauna lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în a doua Petru 1:1, scria: Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vorbește de căpătarea unei credințe de același preț cu a lor. Efeseni 3:6, neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceasta. Observăm aceeași credință, nu? În realitate e o singură credință, aceasta este credința care a avut-o Domnul Iisus Hristos, credința Lui. Nu? În momentul când avem aceeași credință, credem la fel lucrurile, acesta este un liant. În realitate este tot legat de adevărul lui Dumnezeu, că ăsta este materialul pe care îl credem, cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce ne face părtași la aceleași credințe, când nu crezi lucrurile la fel, unul crede, unul nu crede. Unul, exact ca Iosua și Caleb, cred. Hai să credem în făgăduințele lui Dumnezeu, putem intra, ceilalți nu putem intra. Observați, apare discrepanța. De ce? Unul are credință, unul nu are credință, unul are duh de credință, unul are duh de necredință. Ceea ce creează nici de cum frățietate. Dom'le, de aceea ceea ce ne unește este credința adevărului, duhul adevărului, acceptarea credinței. Iar lucrul acesta ne duce, Filipeni 2:2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire. Simțirea este felul în care simți sentimentele, să aveți aceleași sentimente. În traducerea, mă rog, la zi. Faceți-mi bucuria de plină să aveți aceleași sentimente. O dragoste, o dragoste, un suflet și un gând. Păi cum ar putea să fie să ai aceleași sentimente, să ai un gând și să ai, o dragoste? Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Cum am putea noi să fim așa? Pentru că există atâtea păreri, atâtea feluri de sentimente, atâtea ciudățenii în gândire. Să aveți în voi gândul acesta sau mintea aceasta care era și în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ni se spune să avem gândurile sau mintea care a avut-o Hristos Iisus, și aceea a fost mintea lui Dumnezeu. El însuși a fost plin de Spiritul lui Dumnezeu și a avut mintea lui Dumnezeu. Dacă avem aceeași minte care duce la ce? Nu la înălțare de sine, nu la vanitate, nu la invidie, nu la competiție, ci duce la tăgăduire de sine. Vă aduceți aminte că Iisus spunea: veniți după mine, nu? Veniți după mine, nu? Luați-vă crucea în fiecare zi, cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Asta a fost mintea lui, care l-a dus la smerenie, nu la competiție, nu la luptă, nu la răvnire. Lucrurile care sunt în realitate baza conflictuală și tensiunilor dintr-o biserică, nu? Luptele provin din euul oamenilor care este exacerbat. Mintea lui Hristos duce la tăgăduirea euului. Și în felul acesta vom putea să avem o dragoste, aceea un gând, un suflet, nu? Și acela este Hristos, da? E aceeași minte care era în Hristos. Fără această minte vor fi doar divergențe. În realitate, bisericile sunt pline de oameni cu mintea euului. 1:10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, aveți toți același fel de vorbire. Să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Aici merge mai departe și spune același fel de vorbire. Desigur, nu se referă că noi folosim identic
aceeași pronunție, aceleași cuvinte, să avem exact aceeași educație. Nu despre asta vorbește. Ați văzut că sunt oameni cu care nu-ți place să stai în societatea lor. Ai vrea să stai, dar nu poți. De ce? Vorbesc verși uscată. Fie un limbaj porcos, vulgar, josnic. Fie subiectele sunt de natură trivială, înjositoare, lipsită de noblețe. Fie că n-au loc deloc să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. Te poți asocia cu ei. Ai vrea să te asociezi, dar nu poți ajunge într-o părtășie, într-o frățietate adâncă. De ce? Altfel de vorbire, alt tip de subiecte, nu? Și nu poți rezona. Aici le spunea să avem același fel de vorbire. Și cine alege felul de vorbire? Păi este deja ales, nu-l alegem noi. Este Hristos, nu? Ce-a vorbit Hristos? Cum a vorbit Hristos, nu? La un moment dat, ucenicii care au mers cu el, li s-a spus, știți, Petru chiar vrea să se ascundă, vorbirea te dă de gol, da? De ce? Măcar că fuseseră pescari simpli, se elevaseră în cuvinte, deveniseră nobili în exprimare, nu? Erau foarte atenți, nu vorbeau vulgarități, lucruri înjositoare. Sunt medii în care nu te simți bine. Ce să ajungi la frățietate când n-ai nimic de împărtășit acolo? Nici subiecte, nici spirit, nici nimic, nu? De aceea, în Efeseni 4:22-23, ni se spune cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Observați, omul cel nou și se vorbește de omul. Observați, nu mai este, e vorba singular aici. De aceea se spunea o dragoste, un suflet, un gând, nu? Omul cel nou. Aici nu mai e vorba, suntem mulți, dar e vorba de un singur Hristos. De o singură vorbire. Chiar dacă nu se renunță la toate diferențele, le fac doar frumusețe, dar principiile solide de bază ale vieții sunt aceleași. Cum am putea să ajungem la o dulce frățietate când există, nu avem lucruri comune de împărtășit? Nu se poate ajunge, știți că când n-ai valori și lucruri comune de împărtășit, n-ai nici ce, n-ai nicio relație adevărată. În plus, citim în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Adevărații frați sunt în luptă cu satana. Adevărații frați sunt în luptă cu puterile întunericului. Sunt în luptă cu lumea aceasta, nu sunt pas cu pas în lumea aceasta. Ai văzut că unii când iei decizie pentru Domnul, să fii mai serios cu Dumnezeu în anumit capitol al vieții. Unul de critică. De ce te-ar critica? De ce? Pentru că este în contradicție cu spiritul lor care iubesc lumea, care iubesc compromisul. De ce faci așa? Ești nebun, ești nebună, vrei să... Frații voștri care trec prin aceleași lupte și suferințe ca și voi, adevăratul frate rezonează pentru că și el este în luptă cu puterile întunericului. Nici el nu e înțeles în lumea aceasta. Nu? Întâlnești alții care nu te înțeleg deloc, domne, nu pot empatiza cu tine. Zici că sunt din biserică, dar nu sunt, că sunt într-o altă lume. Nu lumea lui Dumnezeu. De aceea adevărata frațietate se bazează pe niște experiențe comune care le avem, nu? Și te înțelege fratele sau sora. De ce? Pentru că și el duce aceeași luptă. În mediul lui este în aceeași luptă, în aceeași confruntare cu puterile întunericului. În plus împărtășim aceleași speranțe, visăm la aceleași lucruri, așteptăm, avem aceleași nădejde. Titul 1:1, Pavel, roba lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia în nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Nădejdea vieții veșnice pe care, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, au toți credincioșii. Așteptăm veșnicia. Credem că lumea aceasta nu-i decât un loc de tranzit. Cu toții așteptăm veșnicia, nu suntem cetățeni, ne împărtășim și când vorbim de lucrul acesta rezonăm pentru că avem aceleași speranțe, nu? Credem de asemenea în învierea morților.
1 Tesaloniceni 4:13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată într-adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă deci unii pe alții cu aceste cuvinte. Tit 2:13, așteptând fericita noastră nădejde, fericita noastră nădejde, o nădejde comună, o așteptare comună, o speranță comună și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. E o nădejde comună că Iisus va veni să ne ia, să ne ducă acasă împreună cu toți cei dragi care au crezut în lucrul acesta. Avem nădejdea aceasta comună, când ai speranțe comune, lucrurile acestea te unesc, sunt alte liante puternice. Amos 3:3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Când mergem pe același drum, înseamnă că suntem de acord să mergem pe același drum. Înseamnă că și tu împărtășești aceeași destinație și avem același drum, da? Nu putem să ajungem la relație strânsă când mergem pe drumuri diferite. Tu te duci încolo, eu mă duc în partea cealaltă, nici nu ne întâlnim. De ce? Pentru că pur și simplu credem în drumuri diferite, în destinații diferite. Ca să fim frații adevărați, se întâlnesc. Unde se întâlnesc? Pe același drum. Da? Mergem către același țintă. Te trezești umăr la umăr. Nu tu ți alegi. Tu ți alegi drumul bun. Alegerea ta este nu că ți alegi frații, ți alegi drumul cel bun. Și cei care o să aleagă drumul cel bun, o să te trezești umăr la umăr pe același drum cu ei, mergând către aceeași destinație. Da? 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru unii e putere și salvare, da? Iar pentru alții este nebunie. 2 Petru 2:15, după ce au părăsit calea cea dreaptă, deci unii părăsesc drumul, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam. Știți calea lui Balaam, da? Care a iubit plata fără de legi. Observați, unii uită de faptul că suntem trecători. Mulți oameni se avântă în lumea aceasta. Vă aduceți aminte? Frați buni, Avram și Lot, nu? Unchiul cu nepotul. Merg ei spre Canaan împreună să împărtășesc de aceeași făgăduință, dar apare cearta. Și cearta a apărut pentru mărunțișul, pentru lucrurile pământului acestuia. Ce a spus Avram? Sunt fereziții și sunt cananiții aici. Nu-i bine să fie ceartă între noi, să o curmăm. Mai bine să nu ne certăm că suntem frați. Ia-o tu la dreapta, o iau eu la stânga, nu? Și apare despărțirea. Despărțirea de ce apare? Pentru că începem să căutăm lucruri diferite. Nu mai mergem pe același drum, nu? Unii aleargă după navuțire în lumea aceasta. Nu poți să mergi cu unul care merge către Canaan, care are o altă viziune. Mergem pe drumuri diferite. Asta ne face frați, nu că ne alegem. Și dacă ai vrea să-ți alegi, nu poți, pentru faptul că depinde de niște legături strânse, de împărtășirea aceluiași drum. De aceea, prieteni, apelurile la unitate și frățietate n-au un fundament real și nu se pot realiza în orice fel. Citim în Galateni 4:29 și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Biblia ne spune nu că există frățietate și relație strânsă între cel născut în chip firesc și cel născut din Duhul, ci că există o fractură, o ruptură, un scurt circuit. Nu se poate repara lucrul acesta decât prin transformarea omului. Cel firesc îl persecută, îl urmărește pe cel duhovnicesc. Nu poate exista frățietate într-un grup religios în care majoritatea sunt firești.
Nu, pentru că ei vor persecuta. E ceva în ei, acel duh în ei, care e în opoziție cu duhul celorlalți care sunt născuți din Dumnezeu. Galateni 5:24-25, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Ceea ce face cel firesc. Cel duhovnicesc și-a răstignit, cei care sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu poftele. Ei, și când trăiești prin Duhul, ești condus de Duhul lui Dumnezeu. De ce sunt certuri, dezbinări, invidii și răutăți între creștinii din grupuri religioase? De ce nu se realizează o dulce părtășie și unitate? Răspunsul este că grupurile religioase sunt pline de oameni firești, oameni neconvertiți, oameni care nu sunt în Hristos, al căror eu nu am murit niciodată și care nu s-au născut din nou. Ori acest tip de om firesc nu poate produce decât roade rele și nu poate să ajungă la această minune a frățietății adevărate. Fie ca Dumnezeu să ne ajută, nu să ne chinuim să ne iubim unii pe alții, nu să ne luptăm să încercăm să fim mai drăguți cu ceilalți, ci să ne apropiem sincer de Dumnezeu, să avem părtășie cu El și prin această părtășie cu El să primim Duhul lui tot mai mult și mai mult, ceea ce ne face cu adevărat frați adevărați pentru alții. Cei care vor face același lucru vor rezona, se vor trezi la picioarele Mântuitorului cu toți, se vor trezi pe același drum, se vor trezi plini de același spirit, de aceleași valori, de aceleași căutări, vor avea atât de multe lucruri de împărtășit, iar cel mai profund lucru va fi gândurile, sentimentele și însăși Duhul pe care îl au, fiind Duhul lui Dumnezeu un Duh omân, făcând din ei fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.